Bună seara și bine v-am găsit! Ne aflăm la Cafe O, locul unde ziarul Puls a organizat Purses and Accessories Party, eveniment organizat pentru distinsele doamne și domnișoare. Bijuterii, poșete, care mai de care mai încântătoare, au atras atenția stimatelor și distinselor participante. Ne aflăm lângă doamna Adriana Lupea. Adriana este make-up artist. În acest moment face o demonstrație de machiaj. Cum Crăciunul și Revelionul bat la ușă, am aflat de la doamna Adriana că are un pachet de servicii promoțional pentru această perioadă. Despre ce este vorba? M-am gândit să ofer doamnelor și domnișoarelor o reducere de până la 15% la toate genurile de machiaje de zi, de seară, pentru ocazii speciale. Ocazii speciale care pot fi, de ce nu, o seară în club. Și sigur, invit pe oricine este interesat de poate un nou stil de machiaj să mă contacteze. La ce număr de telefon? Pot fi contactată, este 519-572-2049. Vă mulțumesc mult de tot! Cu mare drag!
de vorbă cu Irina Oprescu, este unul din proprietarii Cafe O. Irina a ales să răspundă limba engleză pentru că a venit în Canada de foarte mulți ani. Irina, de când ați deschis această cafenea și care este motivul pentru care ați deschis această cafenea? We opened about 3.5 months ago, and the reason why we opened is because on this strip there hasn't been a coffee shop open in about 15 years, and because we thought that Kitchener-Waterloo was going in terms of the European, they're moving towards the direction where they wanted a cafe where they could sit down and enjoy good coffee. So that's basically the reason why we opened it up here. And so far, it's going well. Știu că aveți o pasiune mare pentru cafea. Despre ce este vorba? Well, what we want to do, we want to give the people a way to experience coffee from around the world. So depending on the season, we're going to bring it in and roast it medium towards dark roast, depending on the season, depending on what kind of coffee and the way it tastes the best. Basically, the reason why we did this is because we wanted to give people an opportunity to distinguish between good coffee and, well, have an access to it. And we're going to be that access point, basically. Aveți câteva exemple de cafea? In terms of where it's coming from? Și de unde vine, dar nume, de exemplu, cafea turcească, cafea naturală. Ce avem aici? Oh, well, depinde de unde vine mai mult. Se numesc, like, they're mostly cold from where they come. So, if they're from Colombia, they're Colombian coffee. If they come from Kenya, they're Kenyan coffee. And then there's, depending on how they taste, you can also blend them together. Like, for example, our coffee, it's a blend. It's a blend of Peru coffee and Sumatra. And the reason why those two go together, because Sumatra goes well with cream and sugar, Peru goes well black. So, basically, stuff like that. Pentru cei care ne urmăresc acum, care este adresa unde se află Cafe O? So, we are located at 901 Victoria Street North. It's Unit 9, and it's in Kitchener. Mulțumesc mult de tot și vă urez mult succes cu acest business. Thank you very much. It's a pleasure.